Bună ziua, stimați prieteni, vă invit la cea de 166 ediții de analize economice, un proiect comun IDIS Viitor și Privesc Eu. Toate celelalte ediții le vedeți pe pagina noastră oficiale sau pe pagina mea ioniță.md. Suntem în săptămâna sărbătorilor, am avut ziua independenței, vă felicit pe toți cu această sărbătoare, ne apropiem de următoarea zi importantă, suntem, cred că, unicul popor de lume care avem o zi națională, ziua limbii române. Felicit pe toți cetățenii Republicii Moldova cu ziua limbii române, dar îi felicit și pe toți cealaltă naționalități cu să-și iubească limba lor, fie găgăuze, fie bulgare, fie ucrainene, fie ruși și toate celelalte peste 120-130 naționalități din Republica Moldova să-și iubească limba lor. Și m-am gândit, chiar dacă discutăm analize economice, aș putea eu ceva vorbi din limba noastră, cea română, și atunci am zis, haideți să discutăm despre cât citesc moldovenii sau cel puțin cât tipăresc ei, poate tipărim ziare, dar nu mai reușim să le citim, de aceea am considerat că de ziua limbii române ar fi bine să ne aducem aminte, să trecem în revistă mai mulți indicatori legați de lectura la moldoveni, ziare, reviste, cărți, câte le tipărim noi, câte le importăm, câte le procurăm. Este prima analiză de acest fel, de aceea sunt doar câțiva indicatori, promit să revin, am luat date fie de la Biroul Național Statistic, fie de la Organizația Națiunilor Unite, fie de la Casa Națională a Cărților. Le mulțumesc mult celor la Casa Națională a Cărților că dau o statistică extrem de detaliată, lucru care pe viitor mă va ajuta să dau mai multe date în acest fel, ca să vedem cum stăm la capitolul citit, dar haideți să începem de întâi cu publicațiile periodice, apoi ne vom trece la cărți. În Republica Moldova, datele avem doar din 95, promit să caut date și mai vechi, erau 286 de publicații periodice, ziare și reviste. Maxima istorică am ajuns în 2008, 518 publicații istorice, apoi am avut un declin cu o ușoară creștere, iar astăzi noi, începând cu 2008 până în prezent, la noi anual, se închid 20 de publicații periodice, dintre care recordul este în 2015, după jaful bancar, cred că unul din pătimiții despre care nu s-a vorbit Republica Moldova, au fost publicațiile periodice, care atunci șocul creșterii prețurilor, inflației, deprecierii valute, 60 de publicații s-au închis într-un singur an, iar astăzi am ajuns la 220 de publicații, cred că este minimul de la independență încoace, nu este legat doar de faptul că moldovenii nu citesc, există un studiu, din păcate realizat tocmai în 2014, când noi încă online nu era atât de răspândit, care ne spune două lucruri. Cei din sate citesc de două ori mai puțin decât cei din orașe, cei din Moldova citesc cu mult mai puțin decât cei din Europa și marea majoritate a timpului moldovenii îl parcurcă citind pe internet mai puțin ziare și reviste. A, dacă asta a fost în 2014 și astăzi cred că internetul bate la maximul ziarele și revistele. Vom încerca, poate să facem noi un sondaj, dar sper foarte mult că Biroul de Statistică va relua această practică frumoasă, ce opțiune odată la 5 ani de zile, să ne bucur cu o cercetare, cum petrec timpul moldovenii. Ultima cercetare a fost tocmai în 2014. Deci, dacă observăm, avem astăzi doar 212 publicații. Cum sunt ele? În 96 noi aveam 87 de reviste și 205 ziare. În 2006 deja, 96-2000, în perioada 2006-2010, media la noi de revistele a depășit ziarele. Astăzi noi avem, nu în 93, dar am luat media din ultimii 3 ani de zile, noi avem 154 de reviste și 96 de ziare. Dacă observați, ziarele de la aproape 3 ori mai mult decât revistele, au ajuns să fie aproape de 2 ori mai puțin decât revistele. Astăzi, practic, ziarele dispar. După limba în care apar publicații la noi, în 96 majoritatea publicațiilor erau de limba rusă, am scris și alte limbi, dar vă dați seama că în alte limbi la noi nu s-a prepublicat cam tot în limba rusă. În perioada până în 2006-2010 tot dominau. Astăzi tot publicațiile de limba rusă domină, dar nu atât
de accentuat, de fapt aici îmi cer scuze la numărul publicației limba rusă domină, la tiraj cumva situația este puțin mai bună. Deci dacă observăm, astăzi noi avem în mediu, în ultimii 3 ani de zile, avem publicații 250, în care în limba română 105, 145 în limba rusă. Dar evident, unele publicații cu tiraj mare, unele cu tiraj micuț, de aceea m-a interesat câte ziare procură moldovan matur timp de un an de zile. Cred că asta ar fi cel mai corect. Când am zis matur, am în vedere care are vârsta de 15 ani mai mult, n-am pus copiii, deoarece ziare pentru copii noi tot avem, dar ele sunt foarte puține. Și dacă observăm, în 2001-2005 moldovenii procurau în medie 19 ziare pe an, nu pe zi pe an, și nu pe lună, dar pe an, dintre care 8 erau în limba română și 11 erau în limba rusă. Chiar dacă 78% din populație este vorbitoare de română și 22% vorbitare nu de română, vorbesc fie rusă, fie găgăuză, bulgară, totuși observăm că ziare în limba română erau puține, moldovenii procurau în mare parte ziare în limba rusă. În 2006-2010 avem 21 de ziare, este maxima istorică, dintre care 7 în română, 14 în rusă, observăm că rusă dorme mai puțin. Iar astăzi, noi am ajuns, observăm o scădere de peste 3 ori, dintre care ziare în limba română 3 și în limba rusă 3.4. Dacă observăm, practic s-a egalat, a scăzut în mare parte presa în limba rusă, dacă cea în limba română a scăzut de 2.2 ori, cea în limba rusă de 4 ori și practic astăzi pe an moldovenii cu procură mai puțin de 7 ziare și sunt aproape egale, cât în română, atât în rusă. Deci, cum să zic eu? Ce opțiune presa a scris, noi ne-am oprit să o procurăm. La capitolul reviste, situația stă în felul următor. Câte reviste cumpăr moldoveni timp de 10 ani? De ce am luat timp de 10 ani? Că nu îți primea nimic. Dacă observam, în 96-2000, moldovenii de 10 ani cumpărau 13 reviste, practic o revistă pe an, dintre care 3 erau în română, 10 erau în rusă. Deci, practic, tot ce citeam era în rusă. În 2006-2010 avem 17 reviste, iarăși record maximal, dintre care deja 7 în română, 10 în rusă. Iar astăzi avem 5 reviste în 10 ani, deci 2 moldoveni procură o revistă împreună timp de ani de zile, dintre care 3 în română și 2 în rusă. Dacă observăm, noi română am început-o cu 3 și o terminăm tot cu 3, în rusă am avut 10, 9, 10, 6, 4, 2. De fapt, unica ce a scăzut la noi a scăzut publicațiile în limba rusă, iar în limba română am avut o creștere până la 7. Reviste timp de o an de zile și acum am scăzut la 3. Deci noi începem cu 2020-2021, revistele în limba rusă, în limba română sunt mai multe decât în limba rusă. La ziare până când în limba rusă domină, cred că în următorii 2-3 ani de zile tot româna va domina. Bun, ați putea spune, da, domnul Ioniță, nu procurăm, că nu publicăm aici, dar importăm mult. Nu e chiar așa. Eu nu am numărul de ziare pe care noi le importăm. Să nu uităm că foarte multe ziare și reviste se tipăresc aici, chiar dacă ele nu sunt ale noastre, dar erau tipărite tot aici. Am în milioane de dolari, dacă observăm, cel mai mult a fost în perioada 2006-2010, când noi anual importam ziare și reviste în volum de aproape 5 milioane de dolari, iar astăzi importăm exact de 10 ori mai puțin. Deci, în concluzie, este în felul următor. Numărul de ziare pe care noi în prezent îl citim este de 3 ori mai mic decât a fost în perioada 2006-2010, când a fost maxima. Numărul de reviste este de 3 ori mai mic, iar numărul de ziare și reviste importate este de, ce obțin în valoare monetară, de 10 ori mai mic. Număr cred că este și mai mare. În concluzie, presa scrisă, cetățenii noștri o citesc minimul de 3-4 ori mai puțin decât citeau acum 15 ani în urmă. Vreau să cred că aceasta este compensat prin presa scrisă de calitate. Cred că dacă îmi facem cercetare, vom vedea că oamenii mai mult citesc ce scriu unul despre altul pe internet, iar la presa de tradițională
Este, au migrat pe internet, dar oricum observăm că cel puțin la capitolul presa scrisă, care este sursa de bază de venituri, sursa de venituri de bază pentru presa noastră, este o situație nu prea bună. Haideți la cărți, să trecem la cărți. Aici situația este mai bună. Chiar dacă, vedeți că dacă presa, cineva mai poate spune că o compensează cu internetul, cărți pe internet sau electronice, da, să citesc, dar nu cred că atât de mult ca presa, de aceea să începem. În anul 2001-2005, în această perioadă, moldovenii timp de 10 ani de zile cumpărau 5 cărți, dintre care 4 erau în română și una era în rusă. Dacă observați, la cărți noi stăm destul de bine. În 2006-2010 ajungem la 11 cărți în 10 ani, deci câte o carte pe an, dintre care 8 erau în română, 3 în rusă. După aceasta avem o scădere și acum avem o stabilitate, deci practic în 10 ani de zile moldovenii procură 8 cărți, dintre care 6 sunt în română și 2 sunt în rusă. Deci cam asta este raportul de ceea ce procurăm noi. Aici la cărți stăm destul de bine și la import. Deci dacă în perioada 2016-2020 noi importam cărți în mediu de 5,6 milioane de dolari, acum am ajuns aproape la 9 milioane, cea mai mare creștere este în 2023, când am depășit 10 milioane, am luat medie pe 3 ani de zile, dar în 2023 moldovenii au importat cărți de 10,4 milioane, am cumpărat de peste hotare, ceea ce este îmbucurător. Dintre care 35% din toate cărțile procurate de noi sunt din România, ceea ce era și evident, cred că. După aceasta merge Rusia și Ucraina cu 20% și 11%, în total 31%. Și apoi din alte țări. Aș putea spune în felul următor, o treime din toate cărțile pe care noi le procurăm de peste hotare sunt în română, o treime cel mai probabil sunt în rusă și o treime sunt în restul limbilor lumii, preponderent în limba engleză. Deci, practic, noi acum, dacă la capitolul ziare și reviste, la noi situația este destul de nu prea bună, la capitolul cărți noi stăm relativ mai bine, dar iarăși să nu uităm că moldovenii, cei din sate citesc de ori mai puțin decât cei din orașe, iar moldovenii în mediu citesc cu mult mai puțin decât cei din Europa. Mai departe am câteva date luate de la Camera Națională a Cărții din Republica Moldova. Apropo, vă recomand tuturor să intrați pe pagina lor. Veți vedea foarte multe date extrem de interesante. Eu am selectat doar câteva pentru dumneavoastră și în primul rând am selectat câte cărți au fost editate în 2023, în anul 2023 în Republica Moldova. Am avut 2521 de titluri de carte, dintre care 72,7 titluri erau în limba română. Observam că domină, deci 1832 de titluri, după aceasta merge limba rusă, multilingvi, 74 engleză, română rusă, găgăuz, avem bulgar, ucraineană, franceză, italiană și germană. Deci observăm că în Republica Moldova domină, și aici este, corespunde cu numărul populației 72%, dar observăm că și în alte limbi sunt destul de multe titluri de carte. Aici e interesant că Casa Națională a Cărții ne dă și cărțile editate în funcție de limba textului și vedem că în limba rusă au fost 254 de titluri, dintre care traduce din alte limbi în limba rusă 75, cel mai mult din limba română, cred că pentru copii tradus cărți, și limba originală rusă 179. Mai departe avem engleză cu 117 titluri, română rusă 49, găgăuză 39, dintre care 38 sunt originale găgăuză, în bulgară 15 cărți au apărut, în ucraineană 14, franceză 10, italiană 3 și germană 2. Dar după că vedeți toate titlurile acestea câte au apărut, 2500 de titluri, vă dați seama că tirajul este foarte micuț, deci marea majoritate a cărților din 2510 care le avem, tirajul care îl cunoaștem, 1800 sau practic 80%, 70%, sunt tiraj până la 100 de exemplare, până la 500 de exemplare, în mediu câte 200. Deci 1800 de tirajuri de cărți au fost publicate, în mediu 200 de
exemplare. După aceasta avem cu 900 de exemplare mediu, 2700 și avem două ediții, una de 60.000 și una de 105.000 exemplare. În rest observăm că de fapt domină tirajul până la 1000 de exemplare. Deci noi din toate cărțile, 80% din titluri sunt până în 1000 de exemplare, ceea ce este de fapt cărți de nișă făcute pentru grupuri foarte micuți. Cine public cel mai mult? Pe pagina oficială a Cărții Naționale, Naționale a Cărții, dumneavoastră veți putea vedea acolo, sunt date după titluri, după tiraj. Mie mi s-a părut cel mai relevant să folosesc indicatorul după col de tipar, după volumul de text care este publicat. Dacă observăm, 44% din toate cărțile din Republica Moldova ca volum, nu ca tiraj, dar ca volum, sunt editurile private, avem 67 de edituri, ele au publicat aproape jumătate, 44% din cărți. A doilea sunt două edituri de stat cu 16% din cărți. Pe locul 3 sunt 8 țări unde editurile din Republica Moldova tipăresc acolo cărțile, avem 12%. Mai departe avem 8 tipografii care sunt și ca edituri, deci au fost date ca edituri 3 întreg și 3. Universitățile cu 1% din tot volumul ca număr mai mult. Avem edituri ale autorităților publici cu 0,3%. Avem două edituri religioase, Basarabia, Metropolia Basarabia, Metropolia de Sud și Universitatea Creștină, Universitatea Creștină, în total avem 0,2%. Și 23% nu a fost indicat editorul. De regulă, astea sunt cărți publicate de diferite organizații care le public pe cont propriu, le fac singuri, ei le înregistrează la Casa Națională a Cărții, dar nu indică cine este, Camera Națională a Cărții, dar nu indică cine este editorul. Deci, de cum observăm, cărțile la noi sunt publicate în cea mai mare parte și ca număr, și ca diversitate, și ca tiraj de către editurile private, 67 la număr. Cert este că ce obțin industria cărților în Republica Moldova, comparativ cu celelalte, stă destul de bine, însă, încă o dată, repet, cititul la noi rămâne de dorit și, în concluzie, după 33 de ani de când am declarat limba română ca limba care trebuie să o vorbim cu mândrie, după ce am trecut o perioadă destul de puternică de denaționalizare în perioada sovietică, la 33 de ani de la independență pot să spun că la capitolul reviste noi deja vorbim românește, la capitolul ziare noi aproape vorbim românește și la capitolul cărți noi citim românește. Deci, cred că este un lucru destul de îmbucurător la 33 de ani de la declararea limbii române ca sărbătoare națională a limbii române, noi putem spune acum că vorbim și citim românește. Din păcate, citim puțin și rusește, și în engleză, și în română. Vă recomand tuturor să ne iubim limba noastră, noi români să ne iubim limba românească, română, ceilalți să-și iubească limba lor și limba română, toți împreună să ne stimăm reciproc unul pe altul și să uităm să citim cât mai mult în limba română și în alte limbi. Vă mulțumesc și până data viitoare!